Prețurile nocturne de pe 26 și 27 aprilie au cauzat mari pierderi agricultorilor din raioanele Briceni, Dundușeni, Edeneț, Ocnița și Râșcani. Potrivit președintelui UniAgroProtect Alexandru Slusăr, i-au fost comunicate cifre dezastruoase. Astfel au fost afectate mii de hectare de livezi de măr, prună și cireș, dar și câteva mii de hectare de sfeclă de zahăr și soia. Totodată au înghețat sute de hectare de legume plantate în grunt deschis. Slusăr mai menționează că agricultorii, începând cu 1 ianuarie 2016, nici nu au avut posibilitatea să-și asigure culturile agricole cu folosirea subvențiilor, întrucât până în prezent nu a fost aprobată legea bugetului și regulamentul de subvenționare, documentele care stabilesc direcțiile de subvenționare și lista culturilor și riscurilor subvenționate. Președintele PSRM Igor Dodon va fi invitatul emisiunii Vineri cu Anatolie Golea, ce va fi difuzată pe postul RTR Moldova începând cu ora 19. Protestele opoziției, planurile acestei, alegerile prezidențiale vor fi printre subiectele stringente abordate în cadrul discuțiilor. Întrebările atât pentru invitat, dar și moderator pot fi expediate pe adresa golea@rtr.md. Fundația Renato Usată i-a demarat caravana de Paște, devenită o tradiție deja de 3 ani, când sunt împărțite daruri copiilor, pensionarilor și altor persoane defavorizate. Prin intermediul acestei acțiuni, intenționăm să aducem lumină și clipe de fericire pe chipurile lor. Vom împărți daruri în 120 de instituții de stat, case de copii, case de veterani, aziluri de bătrâni, a menționat Elena Grițco, președintele Fundației Renato Usatăi. În anul curent, reprezentanții fundației împreună cu activiștii civici au vizitat peste 70 de școli internate și 46 de case pentru bătrâni. În toate raioanele din țară au fost împărțite peste 6.000 de daruri. Dublarea echipelor de patrulare a numărului polițiștilor din locurile publice, dar și a echipelor de reacționare la solicitarea cetățenilor, sunt printre măsurile de securitate adoptate de Inspectoratul General al Poliției pentru a asigura ordinea publică pe perioada sărbătorilor pascale. Reprezentanții IGP au mai precizat că va fi restricționat transportul pe durata deplasării delegației cu focul Haric de la aeroport la Catedrala Metropolitană. Cetățenii sunt rugați să se deplaseze mai mult cu transportul public, ori accesul transportului personal la fel va fi restricționat în centrul capitalei. Cetățenilor în stare de ebrietate, dar și celor asupra cărora vor fi depistate obiecte interzise, nu vor fi lăsați în scoarul catedralei. Acolo, în noaptea învierii, vor supraveghea ordinea publică peste 200 de angajați ai poliției, iar alții peste 2800 vor monitoriza situația de la toate bisericile din țară. O acțiune de salubrizare în parcul din sectorul Ciocan al Capitalei a fost organizată de către deputații și consilierii PSRM, dar și membrii și susținătorii formațiunii. Evenimentul face parte din campania socială națională Iubesc Moldova. În parcul de la Ciocan au fost adunate deșeurile, au fost reparate și vopsite băncile. Totodată, liderul socialist Igor Dodon a menționat că intenționează ca astfel de acțiuni să fie organizate în mai multe colțuri ale orașului. Fericirea există. Acesta a fost mesajul Ninei Ștanschi pe rețelele sociale, unde a postat mai multe poze în care apare împreună cu soțul său Evgeni Șefciuc și fetița lor de aproape 4 luni, plimbându-se prin parc. Fostul ministru de externe al Președinției Republicii Moldovenești Nistrene și liderul de la Tiraspol și-au unit destinele în septembrie 2015, iar pe 16 ianuarie curent Ștanschi a adus pe lume o fetiță. Aceasta este cel de-al doilea copil al Ninei Ștanschi, care mai are o fată deja studentă. În perioada sărbătorilor pascale, arterele principale ale capitalei vor fi iluminate decorativ. Luminițele de sărbătoare vor fi aprinse începând din această seară și vor rămâne până pe 10 mai. Iluminatul decorativ va fi pe Bulevardul Ștefan cel Mare, Grigore Vieru sau Dacia. El va fi aprins de la ora 20 până la 6 dimineața. Totodată, în fața Catedralei Metropolitane din centrul Chișinăului, vor fi iluminate și decorațiunile pascale. După exemplul Marii Britanii și Germania, vrea să reducă drastic ajutoarele sociale pentru imigranții din țările Europei Centrale și de Est, inclusiv România și Bulgaria. Potrivit proiectului de lege elaborat, imigranții proveniți din alte țări ale UE, care locuiesc în Germania, nu vor mai primi ajutoare sociale dacă nu vor munci. Cei care vor fi în viitorul apropiat excluși de la ajutoarele sociale vor putea pretinde doar o alocație tranzitorie de o lună, acordată o singură dată și destinată să acopere cheltuielile elementare.
Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a anunțat următorul curs valutar. Prețul pentru 1 euro a crescut cu 5 bani și este de 22,44 lei. Dolarul american are mai puțin cu 3 bani și costă 19,77 lei. Leul românesc a rămas la valoare de 5,01 lei. Hrivna ucraineană are prețul intact de 0,78 lei și rubla rusească de 0,30 lei.